Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Livada Vâlcea. Astăzi suntem la cules de vișine și în același timp la tăieri în verde. Am un vișinel bătrân, mai am un frățior de-al lui aici, încă unul mai mititel acolo, am vreo 6-7 mai bătrâni. Anul trecut, pe această creștere lacomă, da? O vedem, aici ramura s-a rupt și din lacomul ăsta am format acest vișin în vișin. Ia uitați-vă ce frumos arată, îl arăt din toate părțile, da? Nu a avut creșterii majore, am ciupit vârfurile, pac, 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 și observăm, da? Cum vă spuneam și în alte videoclipuri, acolo unde împrejurul acestui muguraș focalizează. Împrejurul acestui muguraș, aici, dacă avem mai multe frunze, noi vom avea rod aici. Un alt exemplu este... Bravo! Hai, la cules! Mi-au venit și ajutoarele. Aici, același exemplu. Da? Și vedem că el deja a fructificat. Opa, a venit și hoțul. A venit și hoțul. Hoțule, vezi că mai ai 3 aici de cules. Cum am procedat, da? Vișinul face ramuri plete, da? Adică, el duce rodul spre vârf în momentul în care nu e tăiat. Vedem vișina asta. Mergem până sus, degarnisit total. Nu e nimic, da? Andra? Da. Ia. Am cules vișina frumos, da? Și venim și tăiem de la ultima creștere, da? Și atunci noi am evitat degarnisirea pentru că am lăsat una aici, încă una aici, da? Se vede. Asta una, asta una și aici încă una care are și ea la fel. Următoarea, la fel, pleată. Aici o creștere mică și încă două creșteri mai sus, da? Atunci noi venim și tăiem de aici. Așa am procedat și anul trecut. Prin reducerea ramurilor plete, dăm și mie puțin găleata, reducerea ramurilor plete, nu m-am urcat în el, doar bucata asta s-a cules. Doar ce am putut să fac de jos în timpul culesului. Aici alt exemplu, ramură pleată, venim, o eliminăm. Aici alt exemplu, ramură pleată. Atenție, tăiați încet, pentru că de aici, aici sunt muguri, da, dormiți, care ei vor genera, iar creșterea anuală, asta anemică, venim și o scurtăm. La fel facem peste tot. Da? Ușor bate vântul și îi țin cu o mână. Ciupim lăstărușii creșterile de anul acesta și ramurile plete. Da? Uitați, alt exemplu. El a dus spre vârf. Venim. Aici avem o vișină, da? Unde vedem că sunt mai multe frunzulițe în jurul unui mugure. Și așa procedăm peste tot. Evitați să lăsați creșterile în jos, da? Din ce cauză la vișin? Creșterile în jos se usucă și nu fructifică, da? Creșterile în sus, la fel, se usucă și nu fructifică. Astfel de exemple, o creștere în jos, mai are o rămurică aici și una aici, renunțăm de aici, da? Ca la măr, ca la orice pom fructifer, este uscată toată, nu știu ce văzut aici, am văzut de aici. Faceți transfer pe, imediat să găsesc un exemplu, uite și asta e de garnisită.
și nu are creștere, da? Asta. Și atunci continuarea șarpantei să fac un cep mai lung. O facem pe o ramură de vigoare redusă, da? Cum e asta. Ciupim frumos, da? În felul ăsta noi vom reuși să ducem rodul, da? Pe aici. Vor apărea mugurași, da? Care... Ia uitați-o. Uitați-o pe asta, ce frumos s-a îndreptat, da? Și noi acum venim, nu scurtăm doar creșterea anuală, scurtăm ceva mai mult, da? Să garnisească până aici. Frumos. Asta e o pleată. Uitați-vă cât de pleată e. Da? Și are și o creștere sub. Facem un cep mai lung. Același principiu ca la toate tăierile. Nu lăsăm să cadă ramură peste ramură. Da? Să se umbrească una pe cealaltă. Da? Ele oricum nu rodesc mai deloc sau maxim un an, doi, după care se usucă. Da? Observați că ce crește în sus. Da? Ia uite, alta de garnisită, pac! Alta de garnisită, pac! O creștere frumoasă, încă o creștere frumoasă aici. O să vi-i prezint și anul viitor. Uitați-vă, a crescut în sus, da? Asta. Și uscat. Vișinul așa face. Nu uitați să tăiați încep. Am unul mai mărișor aici. La el am muncit mai mult pentru că a fost și spintecat undeva sus în vârf. Am și un nuc imens aici, care i-a ținut umbră, dar le-a stricat. Da? Asta trebuia culeasă. Nu le-am spus. O vedem. Monilioză. Opa, aici. Am vrut să ajung, da? Ia uitați-vă. Cât de frumos a garnisit. Ia uitați, până jos. Și tăind masiv din... Ia uitați, aici o să am vișine. Haideți să îl ciup și pe el un pic. Am ciupit și pe cel de deasupra. Asta se vede că nu a dezvoltat muguri de rod. Asta ar avea muguri de rod. La fel și aici. Da? Garnisită, frumos. Nu ne mai complicăm. Uitați, cam așa l-am așezat pe tot. Da? O mai agăs de câte una, că nu mă pot abține. Da? A ieșit frumos. Nu mai avem ramuri plete. Cred că mă mișc prea repede. Da? Uitați. O șarpantă așezată corespunzător. Față de sus, uitați ce e acolo. Da? Dar o luăm ușor, ușor, din aproape în aproape. Avem nuci anul ăsta. Avem anul ăsta nuci. Cred că se vor rupe nucii de la atâtea nuci. Ăsta e un săi mai deosebit. Leagă și câte două. Da? Dar la un moment dat una din ele o să o avortez. Uitați aici, pe vârf. Două splendide. Cam atât vă arăt astăzi. Vă mulțumesc, la revedere!